Haideți să vă arăt cum puteți să preparați aceste clătite cu spanac, dovlecei și iaurt. Într-un bol am pus dovlecei pe care i-am dat pe răzătoare. am folosit 2 dovlecei, am pus puțină sare și am lăsat deoparte. Într-un alt bol am pus 3 ouă, sare, piper după gust, ceapă verde, am adăugat și niște ardei, am stors dovleceii foarte bine, apoi am pus mărar, vom mai avea nevoie și de 5 linguri de făină și amestecăm totul bine. Am pus și jumătate de plic praf de copt, vom mai pune și 2-3 mâini de spanac, amestecăm bine, apoi într-o tigaie am pus ulei și am început să pun câte două polonice, nu prea pline, în tigaie. Întindeți bine și lăsați câteva minute pe fiecare parte. După ce sunt gata, le puneți într-o farfurie și se lasă la răcit. Eu separat am preparat un sos de iaurt cu niște castraveți tăiați rondele, am pus sare, piper, puțină zeamă de lămâie, mărar, apoi am început să montez aceste clătite. Am pus iaurt, clătitele, șuncă, din nou iaurt și deasupra am decorat după bunul plac. Înainte de a le tăia, le-am lăsat la frigider cam o oră. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!